Sâmbătă și duminică, la sala de sport a complexului sportiv Marina Anastasovici se va desfășura ediția 5-a Cupei Dunării la tenis de masă. Competiția este organizată de Direcția Județeană pentru Tinere și Sport, în colaborare cu Asociația Județeană de Tenis de Masă și Clubul Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu. Vor fi 4 categorii de vârstă, și anume 7-8 ani, 9-10 ani, 11-12 ani și 13-15 ani. După cum am spus puțin mai devreme, băieți și fete. Organizatorii au împărțit întrecerea sportivă în două părți, băieții jucând sâmbătă, în timp ce fetele se vor întrece duminică. În fiecare dintre cele două zile, întrecerea începând la ora 9. Concursul se anunța a fi unul foarte disputat, cel puțin având în vedere participarea numeroasă. Sunt invitați și au chiar confirmat participarea la această competiție sportivi număr de 112, reprezentând 12 cluburi sportive din București, Argeș, Buzău, Dolj și din municipiul București, ponderea cluburilor. Bineînțeles și Clubul Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu. Clubul Municipal Dunărea Giurgiu va fi reprezentat în această competiție de un lot de 22 de sportivi, 10 fete și 12 băieți. Dacă la fete avem șanse, dacă stai puțin să ne amintim, la precedenta competiție organizată tot de noi, Cupa de Toamnă, acum 2 luni de zile, am câștigat proba de 9-10 ani prin Bănarul Marina și proba de 11-12 ani prin Pavel Alexandre. Iar la care, bineînțeles, și la acest concurs sperăm că va fi aceeași poziție, adică locul 1. La băieți lucrurile nu stau la fel de optimist, așteptările antrenorului Anghel Corbu îndreptându-se către locurile 3-4. La băieți este puțin mai greu. Mergem acolo în zona lui locul 3 și 4. Prin cei 3 băieți de la 9-10 ani, și adică Stoica Mihnea, Drume Andi și Minică Rareș. Alte speranțe vin dinspre sportivele mai mari de vârstă, de la care sunt așteptate rezultate deosebite. Iar la cei mari, pentru că cu ocazia asta am introdus și o categorie mai mare, de juniori 2, cadeți, avem fetele care toate trei exact joacă, sunt senioare de fapt la ora asta, cu toate că au vârstă de juniori 2. Avem speranțe mari prin Mirea Bianca, Vișan Alexandra și Sima Andreea.